5 oameni au murit blocați în nămeți în urma ninsorii de ieri. Eu mă gândeam să fac un clip video și să vorbesc despre acest lucru, dar am văzut un clip video făcut de Vasile Costiuc și cred că nu este cazul să mai adaug absolut nimic. Vă invit doar să urmăriți și să gândiți logic, analitic, bazându-ne pe argumente și fapte, nu pe emoții, nu pe coloana a cincea, șoriști, oamenii rușilor, război hibrid și alte prostii pe care le îndrugă guvernarea cu treabă și fără treabă la orice pas. În această ordine de idei, urmăriți cu atenție detaliile și la final o să arăt și imaginile cu această familie care a rămas blocată în nămeț și și-a pierdut viața. Tragedie la Căușeni. O familie care se întorcea la Chișinău, între satele Florica și Bacialia, a rămas blocată în nămeț așteptând ajutorul autorităților și a tehnicii speciale să vină să îi salveze, să-i scoată din mormanele de zăpadă. Nu a mai reușit să aștepte ajutorul și astăzi a fost depistată moartă această familie într-un Volkswagen. Asta se întâmplă din cauza incompetenței administrației publici centrale. Nu vorbesc de sat, satele n-au tehnic specială. Asta se întâmplă pentru că Spânul și toată brigada asta galbenă stă doar pe Telegram și Facebook și publică că toată tehnica lucrează. Spânul, crimele astea rămân pe spatele tău și a guvernării tale mafioti și incompetente și a celor care strigă în gura mare că așa se întâmplă iarna. Oamenii ăștia au sunat la 112 în continuu ca să vină tehnica. Și acum o să vă spun în ce se manifestă și prin ce se manifestă incompetența pasului și personala lui Spânul, care astăzi ar trebui să-și dea demisia. Uitați-vă, în situație excepțională cum s-a întâmplat ninsorile abundente, guvernul, ministerul este obligat să coopereze cu tot ce înseamnă tehnic specială, tractoare, tehnic specială pe care le are în gestiune persoanele fizice, persoanele juridice, ca toată lumea coordonat să iasă. Și atunci când se sună la 112 și guvernul, ministerul știe că între satele Bacelia și Florica nu au tehnică specială, să ia legătura cu fermierii. Pentru că am vorbit cu fermierii din regiune, de la Cârnățenii Vechi, care au lucrat toată noaptea, dar n-au știut că pe traseul de la Florica sunt persoane blocate. Dar cel mai grav ce s-a întâmplat în acest caz, care astăzi este mușamalizat de poliție pentru că lovește în autoritatea pasului și a lui Andrei Spânu, care tare se dorește în luna decembrie să fie prim-ministru în Republica Moldova. Spânu visează să fie prim-ministru. El nu se descurcă cu niște troiene de zăpadă, dar vrea să fie prim-ministru. Ce vreau să vă spun? Cea mai mare lovitură este că aceste sate, Florica, Bacialia, sunt administrate proprietățile, pământurile sunt administrate de Caravita, companiile lui Filat, care n-au ieșit cu tehnica specială să dezăpizească. Asta vreau să înțeleagă moldovenii ăștia care strigă la fermierii amărâți care au ieșit în stradă astăzi, pentru că falimentează. Ați văzut că corporațiile internaționale de-a lui Filat, Plahotniuc și altele nu scot tehnica specială să vă salveze atunci când sunteți împotmoliți. Nici guvernul nu vine. Și oamenii mor cu zile în mașinile lor, așteptând salvarea să vină de la Chișinău sau de la Căușeni. Asta riscă Moldova să ajungă proprietatea lui Vaja, lui Filat, lui Plahotniuc, care n-au treabă cu viața oamenilor. Pe ei viața oamenilor nu interesează, satele nu interesează. Asta e o tragedie care demonstrează fenomenul de care vă vorbesc zi de zi. Și nu pot să ajung la mintea voastră că aveți 5 televiziuni care vă spală mintea și aveți o serie de troli dați cu gel pe cap care iau bani în plic pentru a vă prosti și a vă lămuri că companiile lui Filat, al lui Vaja, al lui Vaja Jase, al lui Plahotniu, care mai sunt, sunt mai bune decât fermierii care toată noaptea au lucrat. Dar nu a ajuns pe cetate, pentru că Spânul nu știe să administreze, să conducă, să organizeze. Dacă s-a întâmplat o situație excepțională, o nins cum o nins ieri până astăzi, atunci se organizează tot ce înseamnă potențial de lucru în Republica Moldova și atunci nu rămâne nimeni împotmolit, nu rămâne nimeni blocat, dar să dăm o torină, pentru că voi o să ștergeți că ați cheltuit milioane de litri de motorină și milioane de metri cub de sare cu năsâp pentru a dezăpeză. Dar fermierii, Oleg și alții de la Cârnățenii Vechi, Sergiu Ștefanco, au lucrat pe banii lor, pe motorina lor, ca să salveze inclusiv tehnica specială. Nu încercați să mușamalizați. Eu
mă adresez către societatea noastră. Distribuiți acest video ca să informăm societatea că incompetența PAS-ului și personalul al Andrei Spânu face victime în rândul oamenilor. Simple. Ei n-au să dea la televiziunile lor, ei n-au să scoată comunicate de la Ministerul de Interne pentru că asta este în detrimentul lor. Dar noi cunoaștem, știm exact și numărul mașinii și familia care a lucrat și a avut business la Chișinău și au murit înnădușiți de gazele de eșapament când nu a mai venit salvarea. Eu am vorbit și cu doamna primar, eu am vorbit cu toți. Eu știu exact din prima sursă, nu le înfloresc. Dacă o să trebuiască, o să apară și imagini, video, foto, acolo, acest moment, în acest moment, poliția, pompierii, toți sunt la fața locului pentru a documenta situația. Rușinii presei care nu vrea să relateze adevărul pe banii europeni și pe banii moldovenilor și rușinii celor care astăzi conduc Republica și nu vor să iasă din Telegram și din Facebook. Pe această cale, din numele partidului, pentru această tragedie, cer demisia lui Andrei Spânu. Doamna președinte Maia Sandu, câtă lume trebuie să mai moară ca Spânu să-și facă poftele lui politice? Câtă lume trebuie să mai moară în Republica asta ca să vă treziți dracului la realitate și cu tot trolii voștri galbeni? Și trebuie să murim într-o iniță zăpesc că voi stați pe Facebook și pe Telegram? Mizerici sunteți voi! O să ieșim dacă va trebui cu furșile să vă fugărim la mama dracului. Încă prim-ministrul nu a ajuns licheaua asta. Dumnezeu să ierte cei care n-au ajuns acasă. Iar noi nu trebuie să cedăm și nu trebuie să punem capul în pământ că așa ni-i soarta. Soarta ne facem cu mâinile noastre. Veniți alături de noi să facem echipe și să putem să lucrăm paralel cu statul. Dacă statul nu vrea să intervină, să ne susțină, noi singuri trebuie să ne ajutăm. Suntem pe cont propriu, dragi cetățeni. Asta trebuie să fie clar de astăzi înainte. Așteptăm reacția guvernului. O să vedem. Imat la dos și m-a sunat pe mine. Da, deci ce v-am spus? Mi-a spus, acțiunea a spornit, dar mă pornim, deci că nu putem, că ne-am blocat aici la televâșca asta, la Florica, când ieși din Florica. După asta, dumneavoastră, i-ați sunat și nu ați mai vorbit? Am sunat că am zis că acțiunea nu pot, că greic să mântui telefonul și așa s-a mântui telefonul, s-a descărcat. Uh-huh. Spor m-a sunat la... La ce oră dumneavoastră ați încercat din nou să-i sunat și nu ați mai dat de ei? Dacă și oră era, nu m-am fost spune, că înainte de 8. Aha, ați văzut că ei nu mai vin? Da, și-am sunat la Florica, la fica ei. Da. Și-a luat bărbatul cu cubinul fixa. Uh-huh. Și el mi-a spus, Lele, zici că s-a pornit în el cu calul, cu călarii, se duc niște îmbrăcăminte, că ei subțiri îmbrăcați. Aha, că ei au sunat și-au anunțat că le da, se fricile lor, că erau în haine, nu chiar de iarnă, că nu s-au gândit că așa așibă. Și el s-a dus și eu scrădat că alin s-a îmbrăcat. Deci ne-l vedem la noi la Florica să îl vă deci mi-a poată, iar fi, i-a spus fratelui dumneavoastră să întoarcă înapoi în sat. Da. Dar el și... nu a vrut. Nu, el s-a întors. Mai scurt nepotul cu calul s-a dus și l-a dat că alin s-a îmbrăcat. Și deci ne vedem la noi. Și i s-a pornit la Florica, la fixa. Uh-huh. Și l-a stat la cocubină rău și s-a întors înapoi. Uh-huh. Și după, zici că, ele zici că ei s-a întors înapoi, că i-a stat ei rău la cocubina. Uh-huh. Și zici că ei s-au dus la mașină. Da, am înțeles. Și eu după asta am sunat la 8:20, am sunat la 112. Da. Și le-am spus situația, zic ea că ei s-au pornit, a venit o nepot și am înțeles nepot de-a lui. Da. O nepot de-a lui, zic că s-au pornit și a zis cu calul și a dat haine să îmbrașe mai gros. Ce v-au spus cei de la 112? Că au zis că i-a trimit salvatorii. Da. Dar eu am înțeles că nu a fost niciun salvator, nică nu a fost.